Salut, dragilor! Ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată. În clipul de astăzi o să vă arăt ultimele cumpărături făcute la reduceri vara asta. Vă avertizez cu clipul ăsta, cred că de o săptămână, două. Când am făcut ultima oară genul ăsta de clip, v-am spus că eu mai merg o tură la reduceri, deci o să mai vină un clip. Ăsta este al doilea clip și cred că o să fie ultimul. Nu cred că o să mai dau o raită. De fapt, nu cred că o să mai intru la reducere anul ăsta. Nu o să mai cumpăr cam nimic. Dacă mai cad de o chestie, două, o să vă arăt prin vloguri, dar în principiu cam am terminat treaba cu reducerile de vară. Eu v-am mai spus și în clipul anterior, la reducerile astea vreau să prind oferte, mai ales pentru Alexa, pentru că investiția asta în hainele copiilor pentru mine nu prea e o alternativă, dat fiindcă ei cresc foarte repede și hainele rămân imediat mici, prefer să-i cumpăr mereu hainele Alexei la reducere. Asta o știți de când sunt eu pe canalul ăsta. Deși prin urmare clipul de astăzi va fi mai mult cu haine pentru ea. Eu am 3-4 chestii pe aici pe acolo, foarte puține, adică pentru mine, dar pentru Alexa am cumpărat chiar destule hăinuțe pentru toamna ce va să vină. Asta fiind spuse, că am făcut așa o încheiere frumoasă de un minut, zic să-i dăm bătaie să vă arăt ce i-am cumpărat Alexei. De asemenea, o mică paranteză, nu o să probez hainele pe Alexa pentru că știți că nu prea poate să apară pe canal. Prima și prima oară o să încep de unde am cumpărat cel mai mult, adică de la Lefties. Știți din vlogul de ieri că săptămâna trecută am vrut neapărat să ajung în Lefties, să fac o cumpărătură așa mai barosană, mai mare, și aici am cumpărat cam pentru toată familia. O să las punga jos, să știți că vorbim despre Lefties, și o să încep așa. Mi-am cumpărat un hanorac lui Ștefan, unul foarte, foarte basic, foarte cel mai simplu hanorac ever, dar este super interesant și super drăguț că e foarte gros. Interiorul lui este genul ăsta de material foarte grosus, foarte călduros, eu îi spun polar. Iar prețul a fost minunat și deosebit, 3 euro, 2,99 euro, înainte costa 6,99, deci destul de rezonabil pentru un hanorac basic, eu zic că este un preț super, super, super ok. Și la reducere a costat 2,99, după cum vă spuneam, calitate extraordinară, gen Zara, Stradivarius, magazinele astea, deci din punctul ăsta de vedere sunt super, super mulțumită. Mai departe, în același magazin, eu mi-am luat două cămăși, dacă nu mă înșel, da, eu mi-am luat două cămăși așa foarte eu. O să încep cu asta de aici, este o cămașă dintr-un material foarte delicat, nu este mătase, nu vă gândiți la așa ceva, e pur și simplu un material mai delicat, bineînțeles pentru la toamnă, pentru că este cu mânecă lungă, dar printul îmi place foarte, foarte mult. Și nu știu, mă prinde foarte, foarte bine printul ăsta. Vedeți că tot printul este așa marinăresc, după cum vă spuneam. Prețul acestei cămăși a fost înainte 11,99 euro, iar eu am dat pe cămașă la reducere 3,99. Deci un adevărat chilipir. Mai ieftin decât la second hand, acum vorbim serios. Și tot în stilul ăsta de material, în croi și așa mai departe, numai că diferă oarecum printul, este cămașa numărul 2 pe care am luat-o din Lefties. La același preț, a costat 11,99, am luat-o cu 3,99. E super simplă, super basic pentru la toamnă, îmbrăcată cu niște blugi, cu niște cizmulițe, asta dă bine, bine de tot, mai ales că iarna spaniolă este ca toamna românească, deci vă dați seama că asta o să o port și la iarnă, cu numai eu pe dedesubt. Am luat-o așa puțin mai măricică, pentru că îmi plac hainele așa mai măricele, mai ales cămășile, îmi place să le bag în pantalon și să se vadă așa puțin mai mari pe mine, îmi place foarte, foarte mult. Bun, acum începem din magazinul ăsta și am luat Alexuțe. I-am luat așa o bluziță din asta care se închide în față cu năsturei, grosuță, din lânică, o vedeți, asta e perfectă pentru la iarnă, s-o pună pe deasupra la altă bluziță mai subțire. Asta costa înainte 13,99, iar eu am dat pe ea 2,99. Deci eu mă simt atât de fericită și bucuroasă când găsesc chilipirurile astea, nici nu vă puteți imagina. Mai ales în ceea ce privește Alexa, pentru că v-am spus, fac investiții în hainele Alexei, pentru că imediat crește și n-are rost. Are și așa un sclipici înăuntru țesăturii, nu știu cât de bine se apreciază de acolo, dar e super, super drăguță, grosuță, perfectă pentru la iarnă. Mai departe, în același stil cu hăinuțe din material din ăsta călduros, avem aici o bluziță foarte drăgălașă, pentru că vedeți, are aici la mâneci volănaș, așa e foarte feminină, foarte drăgălașă, după cum vă spuneam. Așa arată ea, bineînțeles că este necălcată, că a stat acolo vreo în pungă câteva zile, deci sorry, nu este treaba călcată astăzi. Bluzița a costat 3,99, iar înainte costa
9,50. Asta ca să vă faceți o idee de cât costa. Material din ăsta călduros, după cum vă spuneam, ne place și asta. I-am luat și un hanorac, tot așa grosuț pentru toamnă-iarnă. Este destul de basic, are un simplu un mesaj, ceva de genul. E așa lărguț hanoracul, numai bun să mai poarte ceva pe dedesubt la iarnă. Prețul acestui articol a fost de 3,99, iar înainte costa 4,50. Adică și la preț întreg era rezonabil și destul de ieftin hanoracul cu pricina. E super basic pentru mers la școală, eu cred că este perfect. Bun, și ultima chestie din Lefties, cumpărată Alexei, evident, sunt niște Adidas. Oh my god, uitați-vă cât de drăguți sunt Adidas-ii ăștia. Scrie Me Love. Ai scrie love, ai scrie me, are toată chestia asta de aici, uitați-vă și voi, din sclipici și are și un pompon, un ciucuraș așa, gen coadă de iepuraș, unde vin și returile. Deci sunt super, super adorabili. Poate au puțin roșu. Ei au costat înainte de reduceri 17 euro, iar eu i-am luat cu 7,99, deși aici scrie 9,99, erau mai reduși decât atât și vă dați seama, fericire completă. Sunt foarte, foarte drăguți Adidas și pentru mers la școală eu cred că merită. Hai să trecem la Primark. Din Primark mi-am luat eu o pereche de papuci super colorați pentru acum vara. Erau și ăștia la reducere. Acum cât am dat pe ei? Cred că 3,99 ceva de genul. Le-am luat deja eticheta pentru că i-am purtat ieri. O să-i țin de bibelou. I-am purtat, sunt super confortabil, super comod. Numai că am o problemă cu încălțămintea de la Primark. În general trebuie să-mi iau un număr mai mare ca să-mi vină la lățime. Și se întâmplă că am jumate de număr în plus la papuc. Dar nu e niciun fel de problemă. Am un picior mai lat. Asta e problema vieții mele. Bun, și în ceea ce mă privește, cred că nu am mai luat nimic din Primark. Tot ce se află în pungulița cu pricina este pentru Alexuța. I-am luat așa colanți, da, o pereche, două cred că i-am luat de colanți. Două perechi de colanți, ăștia să mănăcirească la început de toamnă, pentru că Alexei îi place foarte mult să poarte genul ăsta de colanți când merge la școală. Sunt foarte confortabil, comozi și da, preferă genul ăsta de colant pantalon înaintea blugului sau orice alt pantalon. Pur și simplu e mult mai confortabil și la ora de sport e perfect pentru mers la școală. Pentru că începe școala, eu am zis grădiniță până acum. Școală, începe școala. Prețul la fiecare pereche de colanți a fost de 1 euro, dacă nu mă înșel. Da, 1 euro. Iar înainte costau 2,50 euro, adică nici înainte nu erau foarte scumpi, dar mai bine când sunt reduși, nu-i așa? Mai departe, am și o pereche de șlapi, pe care îi va purta evident acum, vara asta, au costat 50 de cenți, adică înainte costau 1 euro, dacă nu mă știu, nu? Da, înainte costau 1 euro, acum au costat 50 de cenți. Culoarea mă dădea înapoi oarecum, băi, albi o să se facă gri. Dar la 50 de cenți merge să-i poate, nu știu, merge la piscină, când mergem pe afară, prin casă, merge. Iar ultimul articol vestimentar de la Primark sunt o pereche de blugi, un blug așa subțirel, mai bine zis pentru început de toamnă, primăvară, ceva de genul. Bineînțeles că eu îi văd după culoarea lor pentru primăvară și cred că din acest motiv sunt și reduși, pentru că toamna purtăm marouri, culori închise, dar mie mi s-au părut excelenți pentru mers acum la început de toamnă la școală. Așa că i-am cumpărat. Costau înainte, dacă mă înșel, 8, da, 8 și i-am luat cu 3 euro. Deci sunt super ok. Pur și simplu o pereche de blugi, numai că sunt așa mai colorați. Pentru Alexuța merg. Hai să vă arăt ce mi-am cumpărat și eu din Stradivarius, pentru că mi-am cumpărat doar două chestiuni. Și după trecem la Zara pentru copii, unde i-am cumpărat iarăși Alexei câteva chestii super interesante. Eu din Stradivarius mi-am cumpărat, deci Stradivarius, mi-am cumpărat ghiozdanul ăsta, care este absolut divin și minunat. Nici nu știu cum l-am găsit. L-am luat din Stradivariusul din Madrid. Da, de acolo, pentru că aici la mine în oraș nu mai existau ghiozdane. Și mi s-a părut absolut demențial. Adică ăsta e așa, super basic. Îl poți purta cu absolut orice. De la rochi, maxi, până la blug, până la orice. Adică chiar și cu rochița asta merge ghiozdanașul cu pricina. Are și așa franjuri, cum îmi place mie. E super încăpător, super mare după cum se vede. Se închide cu o capsă, de asemenea are și chestia asta, îl poți închide așa, vă arătam, da. Are acum multă, multă hârtie plastic în ea. La spate arată cam așa, mie mi s-a părut super ok, adică pentru prețul care a fost 7,99 de la
20 de euro, eu cred că am meritat investiția, mai ales că eu am o experiență foarte bună cu ghiozdanele din Stradivarius. Am unul negru de vreo 5-6 ani, ceva de genul, și încă este în favorite și încă se menține super, super bine. Mă dau seama că nu este din piele, nici nu aș cumpăra așa ceva, dar arată super, super bine toată treaba. Și vă spuneam că am mai cumpărat ceva de la Stradivarius, stați așa să scot de aici. Am cumpărat o pereche de cerceluși, pentru că... Adică, vă mai mirați încă că eu cumpăr ca o nebună cercei? Nu știu de ce vă mirați, nu. De ce, de ce? Uitați-vă, ăștia am cumpărat din Stradivarius. Sunt dintr-un material gen ratan, un material așa foarte natural. Deși par foarte, foarte mari, să știți că sunt foarte, foarte ușori. Și mi-au plăcut, mi-au plăcut foarte, foarte mult, deci n-am putut să-i las acolo. Au costat 1,99 € de la 5,99 €. Deci este destul, destul de ok. Și cred că acum... vara și în general cu hainele pe care le am eu și accesoriile la mine în garderobă, o să se combine foarte bine cercelușii ăștia. Bun, și acum trecând la Zara pentru copii. Am aici Litai pungulița. Zara pentru copii iarăși este un magazin care mie personal îmi place, pentru că hainele de acolo sunt foarte calitative și în general de acolo cumpăr numai la reduceri, pentru că sincer să fiu, ca să plătesc preț întreg acolo, nu prea îmi vine. Mai bine mă duc în Lefties, în Primark, pentru că calitatea e cam aceeași, înțelegeți? Adică singurul lucru care diferă este brandul, că cumperi de la Zara sau cumperi din Lefties, asta este singura chestie. Deci prefer, când nu sunt reduceri, să cumpăr din alte magazine. Dar când sunt reduceri, am și o slăbiciune pentru Zara pentru copii. Așa că i-am cumpărat Alexei, oh my god, o salopetă super adorabilă, super drăguță, îmi place la nebunie. Ia uitați-vă voi ce drăguță este. Asta este fața, bineînțeles că este lungă, lungă, lungă. Și ăsta este spatele, are și niște buzunărași așa, tare, tare drăguțe. Îmi place, îmi place de nu mai pot, mă topesc după ea și cum îi stă, pentru că i-am probat un magazin. E super așa copilărească, cum trebuie să fie îmbrăcat un copil, cât mai copilăresc. Și ceea ce îmi place foarte mult la salopeta asta e că e foarte confortabilă, nu o strânge pe nicăieri. Cu un tricou acum la început de școală, asta vine perfect, și mai la iarnă cu o bluziță pe dedesubt, cred că e absolut minunată. Prețul acestui articol a fost de 5,99 € de la 25,99 €, deci ceva se întâmplă. Câinele vecinii ratră, vecinii din față țipă. Ce nu v-ați obișnuit? Adică trăiesc într-o comunitate minunată. Următorul articol vestimentar, tot pentru Alexa evident, este un hanorac. Un hanorac super, super gros, deci ăsta pentru la iarnă, clar. E așa basic în principiu, adică n-are mare scofală. Vedeți că eu nu prea îi cumpăr sclipiciuni, paiete, nu știu, să fie cât mai basic, pentru că până la urma urmei nu prea aș vrea să atrag atenția către copilul meu la priviri nedorite. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar asta este etica mea de creștere a copilului. Cât mai basic, cât mai copilăresc, să se simtă confortabil, asta este tot ce contează. În fine, acest hanorac, care el este super adorabil, și ceea ce vreau să vă arăt, uitați-vă interiorul. Deci interiorul e super mega gros, da, gros, gros, din ăla, gen material polar. Hanorac a costat 7,99 € de la 15,95 €. Redus la jumătate, cam... așa, mai am aici două articole în punguliță pe care le voi scoate pe ambele ca să-mi ușurez eu treaba. Lăsăm punga mai încolo și dacă tot vă arătai Adidas și zic să vi arăt până la capăt. I-am cumpărat o pereche de Adidas cu animal print, sunt așa foarte deosebiți, mi-au plăcut mult, mult de tot și când i-am văzut inițial nu prea mi-au atras atenția, pentru că mă gândeam că sunt foarte grei, iar Alexa în ceea ce privește încălțăminte nu prea poartă ce este greu. Băi, când i-am luat în mână și am văzut ce ușor sunt, am zis ok, ăștia trebuie să fie pentru Alexuța. Sunt așa foarte la modă, nu știu, îmi plac mult, mult de tot, au un fel de piele întoarsă pe aici, nu este piele. Revin, nu cumpăr chestii din piele. Și mi-au plăcut, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Prețul lor a fost de 9,99 € de la 25, puțin mai mult de jumătate, să zic așa. Sunt super drăgălași, nu-i așa? Mie îmi plac foarte, foarte mult și cred că cu ce am mai luat eu pe aici o să se combine toată treaba super, super ok. Iar ultimul articol din Zara este un fel de cămășuță la croi și material. Vine a fi o cămășuță cu multe, multe buline, foarte tot așa basic, adică nu știu, asta o combină cu absolut orice. Materialul este așa foarte, foarte delicat, aș vrea să vi-l arăt de aproape să vedeți ce drăguț este. Și mi s-a părut așa foarte
feminină, copilărească, dulce, cochetă și drăguță. Prețul acestui articol a fost de... Unde este prețul? 3,99. Țin eu bine minte ce se întâmplă afară. 3,99 a fost prețul articolului, numai că acum nu are preț. Interesant, interesant. Se mai întâmplă și din astea. Și astea fiind spuse, am terminat haul-ul de astăzi. Astea sunt ultimele articole cumpărate de către aici prezenta la ultimile reduceri. Eu zic că am făcut o treabă bună. Suntem pregătiți pentru toamnă din toate punctele de vedere în ceea ce privește haine. Acum numai să vină frigul, că la noi frigul vine undeva prin noiembrie ca să putem purta articolele vestimentare, dar eu v-am spus că prefer să fac cumpărătura asta acum și să economisez niște bani decât să aștept să vină toamna ca să cumpăr haine noi la un preț întreg. Deci am și eu niște pitici pe creier în ceea ce privește investitul ăsta de bani în haine. Cât mai ieftin, cu atât mai bine, zic. Asta fiind spuse, dragii mei, sper că v-am încântat ziua de marți. Dacă v-ați simțit bine alături de mine, nu uitați să-mi spuneți asta în comentarii și să-mi arătați, evident, printr-un like. Pe mine mă găsiți, de asemenea, pe Instagram și Facebook. Mai mult pe Instagram, acolo sunt mult, mult mai activă. Sper să mă urmăriți și acolo, bineînțeles, dacă vă face plăcere. Iar în continuare, dacă vă plictisiți, vă voi lăsa cu alte clipuri de ale mele, care sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Dragii mei, ne vedem mâine la 7:30. Eu vă pupăcesc extrem. Pa, pa!